Proiectul inovator a fost aplicat doar la scara 3 a blocului PM7 și implică schimbarea sistemului de distribuție a căldurii pe verticală cu unul pe orizontală. În acest fel, fiecare apartament este racordat separat la energia termică, iar facturarea se face prin intermediul unui aparat montat în fața ușii. Administratorul blocului PM7 a avut ca model un sistem identic folosit la Târgu Mureș. Am trecut pe o altă instalație de distribuție a gen termic pe orizontală. Cea care a fost era cu distribuție pe verticală, adică treceau țevile de la subsol prin apartamente, parter, etajul 1 până la etajul 4. Fapt care făcea să se încarce factura de plată, pentru că treceau țevi cu diametru nu știu cât, cu radia temperatura în camere și că erau pierderi și că erau calcule justificate sau nejustificate. Acum asta, alimentarea s-a realizat pe instalația nouă, pe casa scării și la intrarea în fiecare apartament există aparat de înregistrare. La mine în apartament, un exemplu dau, la mine în apartament și intră să contorizează și aia plătesc. Locatarii blocului PM7 scara 3 au plătit aproximativ 19 milioane de lei de fiecare apartament pentru instalarea acestui sistem. Ideea noastră cu noua instalație a fost să eliminăm total, să nu mai plătim cei ce nu consumă. Am mers pe varianta ca și apa rece, să ce consumăm aia să plătim și să plătim direct la furnizor, nu prin asociații. Prin asociații, noi dăm banii luna asta, asociația se duce peste 2-3 luni, ajungem cu astea, cu restanții și suntem penalizați așa cum este legea. Factura va scădea în raport cu fiecare apartament, că fiecare se va încălzi cât dorește și cât poate suporta, cât poate plăti. Sistemul prezintă foarte multe avantaje pentru că prin intermediul lui, criza datoriilor care macină societatea Apatern de ani de zile poate lua sfârșit. Și asta deoarece apartamentele fiind racordate individual, locatarii răuplatnici pot fi debranșați fără probleme și fără a-i afecta pe vecinii cu datoriile la zi. În plus, furtul din instalații nu ar mai exista, ar fi eliminate firmele de repartizare a costurilor, iar întreținerea instalației ar fi mai ușoară. Singurul inconvenient rămâne pierderea de energie termică pentru zonele comune ale scării de bloc, pierdere care nu poate fi total eliminată din costul final al facturii. În prezent, proiectul este în faza în care locatarii trebuie să-și încheie contracte individuale cu Apaterm.